Mâine se împlinesc 14 ani de la trecerea la Domnul a unuia dintre cei mai cunoscuți părinți duhovnicești români, arhimandritul Teofil Părăian, nevăzător din naștere, un om fără lumină, dar luminat, cu o vedere duhovnicească deosebită. Televiziunea Trinitas îi dedică duhovnicului Bucuriei, în curând, o nouă producție. Filmul documentar este realizat de Mara Ionescu. Eu n-am gândit că Dumnezeu e mult și milostiv și iubitor de oameni și binevoitor și că ne primește în iubirea Lui și toate astea pe mine m-au susținut în direcția aceasta a bucuriei. A fost într-adevăr o fire mai mult înclinată spre bucurie și spre lucrurile pozitive. Întotdeauna a rezonat cu cuvinte acestea care aduc multă lumină și nădejde și bucurie în suflet. Era o bucurie goală, era o bucurie firească, era o bucurie lucrată și era o bucurie la care s-a ajuns prin împlinire, că nu așa simplu, gata, ai o atitudine deschisă, bucuroasă și ai bucurie. Păi nu era vorba de bucuria asta naturală, era vorba de bucurie supranaturală, care dădea și viață, dădea și putere cuvintelor Părintele Teofil. Și am plecat de la mănăstire, am făcut școală, am făcut liceu, am făcut teologia, liceul l-am făcut la Timișoara, la liceu obișnuit, teologia am făcut-o la Sibiu. Și în 1953 m-am așezat la mănăstirea de la Sâmbăta, unde sunt de 55 de ani împliniți și am început și al 56-lea. Biscăincioși, nici nu știți câtă bucurie am eu din toată treaba asta. Părintele arhimandrit Teofil Părăian a trecut la Domnul în data de 29 octombrie 2009 și este înmormântat în cimitirul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Mă ridică, cu frumusețea cea din tâi.